Astăzi este ultima zi în care la Lugoj are loc curățenia de primăvară. Primăria municipiului a organizat campania în perioada 4-29 martie 2024 prin serviciul public Sere și Zone Verzi. Aceasta s-a desfășurat în perioada 4-15 martie în Lugojul German și în 18-29 martie în Lugojul Român. Cetățenii au depozitat deșeurile vegetale în fața imobilelor în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. S-au colectat doar deșeuri vegetale, restul provenite din tăierea pomilor, a viței de vie, etc. În cazul acțiunii curățenia de primăvară, nu se colectează materiale rezultate din construcții și niciun alt fel de deșeuri, în afară de deșeuri vegetale.